Domnul nostru Iisus Hristos, răstignit pe cruce, și pe când neîmbrăcații săi dușmani îl bagiocoreau, Maica Domnului, ca maică, păcându-i se milă de fiul său, lua un coș plin cu ouă și se duse cu el la jidovi, rugându-i să înceteze chinurile. Dar ei, în loc să o asculte, să li se facă și lor milă de Iisus, începură a-l bagiocori și mai tare. Iar când Iisus ceru să-i dea apă de băut, ei îi dădură în bagiocură oțet și fiere. Maica Domnului, văzând acestea, puse coșul cu ouă lângă cruce și începu a plânge în hohote. Stând coșul cu ouă lângă cruce și curgând în mâinile și picioarele lui Iisus și roaie de sânge, în scurt timp, o parte din ouă se împestrițară, iar o parte se umplură așa de tare de sânge că se făcură toate roșii. Domnul nostru Iisus Hristos, văzând că ouăle s-au umplut de sânge, își aruncă privirile sale către cei ce se aflau de față și le zise: de acum înainte, să faceți și voi ouă roșii și împestrițate pentru aducerea aminte a răstignirii mele. După ce a înviat Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului a fost cea din tâi care a făcut ouă roșii și pască și, mergând plină de bucurie cu dânsele ca să-l vadă pe fiul său, fiecărui om pe care îl întâlnea îi zicea: Hristos a înviat, și îi dăruia câte un ou roșu și câte o păscuță. Și de atunci încoace au început apoi oamenii a face ou roșii și împestrețate de Paște. Iar copiii în această zi se îmbracă cu ce au mai frumos și părinților le cântă: învierea lui Hristos. Și la masă ciocnesc astăzi toți copiii cei cu minți, ouă roșii și pestrițe, cu iubiților părinți. Toți copiii azi sunt darnici, căci ei știu că lui Hristos îi sunt dragi numai copiii, cei cu sufletul milos. Și copiii buni la suflet azi cu bucurie dau cozonacii și ouă roșii la copiii care n-au. Și voi, dragii mei, ați ciocnit și ați mâncat azi ouă roșii, mai așa? Iar acum, în păduc, noapte bună!